Quando hai passato a trovare? Ha spornito. Ha fornito. Bene. Des Cristina. Cristina cinci. Cristina mănâncă, să spunem, 3 optimi din bomboane. Fratele Iefunu, Alex, da? Mădălin mănâncă 2 cincimi din restul 1, din ce găsește după ce a mâncat Cristina. Nu mănâncă reste. Alex mănâncă o treime. Deci o treime din 2. Și pe platou rămân 3, restul după ce mânca și Alex, 3 egal cu 6 bomboane. Nu 6, hai să zicem 8 bomboane. Rămân pe platou. Okay. Să vedem cum gândim. Și Cristina a mâncat 3, facem un segment de 8, facem un segment lung și îl împărțim în 8. Așa, facem un segment pe care îl împărțim în 8, corect. După care, din ele hașurăm pentru Cristina 3 părți. Așa. Pentru, din rest, hașurăm pentru Mădălină 2 din 5. Adică? Din restul va rămâne 5. Dacă rămân 5, ar fi cel mai fericit. Hașurăm 2. Dumneavoastră ați gândit bine. Da? Am gândit-o bine? Da. E bine să rămână 5. Da. Acum, între 3 și 8, cât este diferența? De 5. De am vorbit eu de 2 cinci. Da? Asta e șmecheria când îmi pun problema. Aici mă gândesc că foarte atent. Și acum, hai să vedem dacă așa stau lucrurile. Ai și văzut că așa e posibil să fie, să rămână 5 ca... Este posibil, dar nu se știe. Nu știm foarte sigur că așa este, dar deja experiența... Totul este posibil. Experiența câștigată ne spune că așa va fi. Și dacă nu va fi așa, înseamnă că nu vezi primi la acșiște? 1, 2, 8, 3, 4, 5, 6, 7 și 8. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8. Așa. 3 optimi. Mănânc eu. Da. Asta e restul pe care îl găsește Mădălin. Pentru Mădălin cu altă culoare. Și tot așa au rămas cele 5 părți. Da. Așa. Ăsta e iar 1. Și a rămas după ce ai mâncat tu. Mădălin mănâncă, câte mănâncă Mădălin? Aici Cristina. Mânca cu ăstea. Mădălin mănâncă 2 cinci. 1, 2, 3, 4, 5 împărți la 2. Nu. Ce-o găsit el? Împărțim la 5. Aaa, da? Și împărțim 5 la 5, ăsta de jos îmi spune cât împărțim. Da. 5 împărțim la 5, care dă 1. Și Mădălin a mâncat o singură. Nu, și luăm 2 părți. Da. Deci întregul lui, da. El ce vede e întreg pentru el. Da. Îl împărțim la 5, adică exact cât a fost aici. Mm-hmm. Și luăm 2. 2 am luat.
Asta pe cine am mâncat aici? Mădălin, da? Mădălin. Mădălin. Și ce rămâne? Va fi pentru restul după ce a mâncat el. Deci e pentru Alex, da? Da, adică restul acesta este Alex. Iar doi. Asta este. Nu, iar doi nu e Alex. Alex va mânca el. Da. Dar din ce găsește el pe platou? Ce găsește? Și mănâncă cât mănâncă? O treime. Da. Da? O singură parte. O singură parte, sigur că da. Deci asta, atât mănâncă Alex. Și ce rămâne după ce a mâncat și el? E porțiunea care rămâne pe platou. Deci pe platou rămân două segmente, da? Care înseamnă câte bomboane? 8 bomboane. Deci cele două segmente înseamnă 8 bomboane. Și poți afla repede dacă toate cele două segmente înseamnă 8 bomboane, un singur segment? 4 bomboane, o singură, da? Deci pentru un singur segment, în 4 bomboane, ăsta de aici. Și dacă ai aflat un singur segment, asta era și problema. Acum, pe Alex știi bine cât de mâncat. Răspunsul, Alex mănâncă cât? Câte? 4 bomboane. Alex, 4 egal 4 bomboane. Alex, apoi, Mădălin mănâncă cât? Mădălin. 4 ori 2. Da. 4 ori 2. Și egal cu 8 bomboane. Iar Cristina? Mănâncă? Eu mănânc 8 ori. Deci 8. Mănâncă 3 segmente de asta. Fiecare cât este de mare? 4. 8 ori. 4 ori 3? Da. Deci tu zici 8 ori. Nu știu, am vrut să zic 3, ci mi-am zis 8. Da. Deci vine 4 ori 3, și cam cu 12 bomboane. Deci, iată că eu asta e. Mai mult. Da? Tot timpul, fiindcă ei din plin, din ce era coșul plin de bomboane. Și ei iau după ce ai mâncat tu ce-a mai rămas. Da? Da. Deci de aceea se întâmplă chestia asta. Iată că se împart foarte multe probleme frumoase, interesante, cu fracții. Aș vrea să spun, Cristina, că problema fracțiilor a apărut dintr-o nevoie. Adică te duci, să spunem, la piață și vrei să iei căpșuni. Da. Din păcate te uiți în un portofel, în buzunarul tău și vezi că ai numai... Nu ți ajunge să iei un kilogram. Un kilogram acolo spune că e 10 lei de căpșuni. Da. Și tu ai numai 5 lei. 5 lei. Și dacă ai numai 5 lei, spui, băi, ce să fac? Eu jumătate din cantitatea asta. Da? Deci nu pot să iau toate, nu pot să iau un kilogram. Da. Pentru că nu am bani de atâta. Da. Deci e o jumătate. Iată pe om că trebuie să cântărească jumătate. Deci vânzătorul de acolo trebuie să cântărească jumătate. Trebuie să știe matematică. Să știi și matematică, dar trebuie să nu spună de un kilogram mere, căpșuni, ci jumătate. Deci o nevoie practică a impus ideea asta. Adică dacă un kilogram înseamnă 1000 de grame, jumătate înseamnă 500 de grame. Deci jumătatea dintr-o mie. Deci nevoia de a lucra și cu jumătăți se impune din necesități practice, nu că a avut cineva așa, deodată, chef să vorbească și de fracții. Păi ce nu ne-ar ajuta numai numărele acestea? Că la urma urmei puteam să gândim așa. Noi am învățat până în momentul de față numerele naturale, 0, 1, 2, iau un segment și unitatea asta e măsură până 1 și reprezint pe 1 aici. Ca să reprezint pe 2, îl pun de două ori. Da? Da? Deci pe 2 îl pun de 2 ori. Ca să reprezint pe 3, îl pun de câte ori? De 3 ori. Da? De 3 ori. Pe 4, de 4 ori. Și mai departe.
Deci numerele 0, 1, 2, 3, 4, 5 și așa mai departe, se reprezintă într-o parte a dreptei. Da. Da? Într-o parte. Undeva se pune 0 și în partea asta se pun numele pozitive. Dar aici, socotind, iată-ne că ne suntem puși în situația să jucăm, să gândim și jumătatea întregului. Iată aici este cât? 1, adică 1 a fost tot, 1 și l-am împărțit la 2. Da. Deci 1 pe 2 reprezintă asta sau cealaltă. Deci prin împărțirea unui segment în două, orice segment dat în două, înseamnă două jumătăți. Mărul, dacă îl dăm în două, avem două jumătăți. Un cerc, dacă l-am... Cine a descoperit fracția? Ideea de fracții, ei, de multă vreme a apărut povestea asta. De chiar de când... Apropo de treaba asta, ia să te duci tu la Prof Online și să vezi acolo prima mea lecție, acolo sunt vreo 800 și ceva de lecții. Da? 816 lecții, parcă. Ei bine, te duci la prima lecție și am vorbit despre numere. Cum a fost? Da, am văzut, am văzut. Da? Prima lecție. La întrebarea asta, cum a apărut ideea de numere, ai lecția aceea. Și cum am vorbit mai târziu și despre frații. Înainte să puneți aici, unde făceați? Unde făceam? În videoclipul parcă apăreau din alea animăluțe, cascade, nu știu. Făceam într-un, pe spatele unei grajde. Da? Eram în câmp și aveam tabla asta, exact pe asta o aveam. Acolo, în primul lecție, lecția 1, 2, 3, 4. Și atunci era... Cum cheamă? Ștefania? Nu, păi, în 2010 am început. Deci în 2010 am început să pun lecții. Și Cosmin era din 2010 la dumneavoastră? Nu, 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 nu. Nu, acolo eram singur, în câmp. Și imaginam eu, imaginam eu elevii care și mă și care a fost primul dumneavoastră elev? Primul meu elev, acolo, la Călugărene, am făcut eu treaba asta, undeva spre Crăjești, merge acolo în sus, undeva, și acolo am găsit câțiva copii din sat și în lecțiile mele am ajuns la tablă acolo și am stat de vorbă cu ei. Copii pe în sat, pe acolo câțiva copii. Dar cele mai multe lecții sunt făcute de unul singur. Eu imaginându-mi că sunt copii care mă întreabă. Da? Deci... Și am... după aceea ați venit aici. Că știu că în primele... Când am văzut primele filmulețe, pe unul parcă aveați niște zebre în spate, nu știu, diferite. Nu zebre, cascadă sau nu mai știu. Nu cascadă, nu. Nu cascadă, nu știu, ceva asemănător, dar nu știu, aveați chestii fani în spate și mă gândeam că poate puneați perete din asta verde, știi, și apoi să dați... Nu, lucram acolo, de regulă lucram la stupină și când aveam masca lăsată uneori pe așa și lăsăm pe spate masca aceea care se pune pe față. Da, da? Da. Și veneam și mai făceam o lecție, când aveam moment de inspirație, o lecție, făceam o lecție, mă duceam la matematică, la apicultură, la stupină, acolo și lucram. Așa că astea sunt niște lecții foarte frumoase. Acolo când mă întorc și vreau să mă relaxez, mă duc și pun filmulețele alea. Sunt superbe. Vă uitați? Da, sigur, de da, da. Deci, lucru pe care îl recomand și ție. Când ai timp să te uiți la lecții. Da, la lecțiile, cele vezi. Foarte frumoase sunt, interesant. Așadar, vezi tu, nevoia de introducerea noțiunii de fracție a fost venită din practică. Oamenii s-au simțit nevoia că nu numai cu un treci putem vorbi. Acum, nu putem spune că avem trei oi și jumătate. Da. Deci la anumite categorii, la mulțimea respectivă, trebuie să ne adresăm numai cu numere naturale. 7 oi, 9 oi, da? 5 găini. Nu putem spune 5 găini și jumătate. Un gospodar are 5 găini și jumătate. Ei, cum să fie o jumătate de găină? Deci nu se poate. Sunt lucruri la care putem să ne adresăm și cu fracția din întreg sau din... V-ați spus și alte fracții în afară de... De? Ordinare? Mai, toate se numesc fracții ordinare. Am.
Da? Deci, toate fracțiile de tipul A supra B, A supra B, da? Așa, se numesc, ai zis mai devreme, fracții ordinare. Unde B diferit de 0, de 0. B trebuie să fie diferit de 0, deci nu-i voie ca B să fie egal cu 0. Exercițiile pe care le am eu ca temă, primele de la 2, 4, 7 și după celelalte pagini puțin mai greu, astea am lăsat să le fac singur. Sigur că da. Sigur. Tu le faci, dar nu acum, da, cu mine. Le faci acasă, da? Da. Bun. Hai să vedem acele unde sunt mai greu ție să pornim. 5. Scrieți fracțiile care au numărătorul 3 și numitorul cuprins între 5 și 10. Scriem toate fracțiile care au, ce ne-ai zis, au numărătorul. Care au numărătorul 3. Deci 3 trebuie să fie A supra B, ăsta de sus se numește numărător. Și cel la numitor. Și ăsta de jos se numește numitor. Bun. Și să scriem toate fracțiile care au numărătorul cât? Cuprins între 5 și 10. Cine? Numărătorul? Da. Numitorul. Așa. Și numărătorul cât este? 3. 3 supra A, unde A este cuprins între? Cuprins între numerele 5 și 10. 5 și 10. Egal, cu posibilitate egal? Nu știu, așa spune. Între numerele 5 și 10. Bun. Acum, noi luăm și pe 5 și pe 10. Da. Și atunci vor fi fracțiile. Aprinde valorile lui. 3 supra 5. Deci e vorba de mulțimea. Hai da. Să băgăm mulțime, că noi știm asta. E vorba de mulțimea. 3 pe 5. Mulțimea fracțiilor. 3 pe 5. 3 pe 5. 3 pe 6. 3 pe 7. 3 pe 8. 3 pe 9. Și 3 pe 10. Nu știam dacă trebuia să le încurci pe 5 și pe 10. De-aia m-am da. Unor pe mine fracția asta 3 pe 6 nu-mi place. Că 3 pe 6 înseamnă de fapt 1 pe 2. Deci 3 pe 6 e exact fracția 1 pe 2. Da, da, dacă așa a dat... Bun, dar vreau să spun că tu poți comenta acum să înțelegi că în afară de fracția 3 pe 6 poate fi înlocuită cu echivalenta sa, cu egala sa, care este 3 pe 1 pe 2. Știi tu de ce 1 pe 2 este echivalentă? Nu. Nu știu. Uite, Cristina, dacă împărțim pe 1 la 2, da, înseamnă jumătate, dacă un măr împărțim la 2, da, înseamnă ce? Un măr, dacă îl împărțim la 2 sau da, un număr? Hai să zicem, un segment. Ah. Un segment, dacă îl împărțim în două, înseamnă asta, da? Ăsta și cu asta la altul, da? În două părți egale. Deci un segment, împărțit la 2, înseamnă cele două părți. Asta înseamnă 1 pe 2. Eu zic 1 pe 2 egal cu 2 pe 4. Ce părere ai? Ești de acord cu mine? 1 pe 2 egal cu 2 pe 4. Mm. Nu știi de ce. E ca și cum aș fi împărțit pe ăsta întregul în 4, în 4, și luam două din ele. Nu tot asta este. Deci ca și cum aș fi împărțit întregul în 4, deci ca și exact cum aș fi făcut, aș fi împărțit întregul în 4, întregul ăsta în 4, da? 2 și 2 și 2 și dacă iau două din ele, din cele patru, da, iau două, nu-i tot așa atât de mare cât și ăla de sus? Da. Deci o doime, asta înseamnă două pătrimi și asta înseamnă aici o doime. Oare o doime nu este egal cu... Deci o doime este asta, segmentul ăsta. Da. Asta așa, da. Asta este o doime. Iar două pătrimi înseamnă ăsta, l-am hașurat, așa, l-am luat. Deci,
O doime, atenție, este asta. Da. Două pătrimi este ceea ce vezi aici, două pătrimi. O doime nu e egal cu două pătrimi? Da. Da? Pentru că este același. Da, da, da. Dacă aș lua același segment și l-aș împărți în șase, în șase, adică jumătate și până dau în trei, pe fiecare în trei, nu cumva sunt șase, acum părți? Da, da. Ei, bucata asta de aici până aici înseamnă trei șesimi. Trei șesimi. Iată, m-am prins. Da? Sunt trei șesimi, care e tot atât de mare. Deci, iată, m-am prins. Da? Deci, același, tot atât de mare ca segment este. Deci, o doime egal cu două pătrimi și egal cu cine? Două pătrimi și egal cu trei șesimi și egal cu patru optimi și egal cu cinci zecimi. Da. Știi cum fac eu? Înmulțesc cu 2 pe asta. Da, să mă asumă. Cam în 2, da? 2 ori 1, 2 și 2 ori 2, 4. Când înmulțesc cu 3, 3 ori 1, 3, 3 ori 2, 6. Când înmulțesc cu 4, 4 ori 1, 4 ori 2, 8. 5 ori 1. Deci asta înseamnă să găsim fracții echivalente. Notăm aici, fracții. Echivalente, adică... Fracții da. Echivalente. Sunt fracții care reprezintă același lucru. Dar scrii, ai scris asta? Mm-hmm. Te rog să scrii, că e important. Tu te-ai luat cu... Da? Deci exact cum am procedat eu, scrie și tu, ca să fie clar. Deci o doime egal cu două pătrimi, egal cu trei șesimi. Deci acum, în loc de 3 șesimi, pot să spun o doime? Da. Și în loc de... mai pot să zice... Da, în loc de 3 pe 9, cât pot să spun? Păi înmulțim cu 3. Bățim prin 3 pe amândouă. Ca să ne întoarcem la 2. Unul pe 3. Unul pe 3, sigur că da. Deci, hai să scriem și chestia asta. 3 pe 6, 3 pe 6, egal cu 1 pe 2. Iar 3 pe 9, este egal cu 1 pe 3. Da? Bun. Mergem mai departe cu ieșițile tale, să vedem ce mai ai acolo, ce întrebări mai ai. Da, aici la 7, în care dintre următoarele desene este reprezentată o pătrime? Trebuie să scriu la fiecare și apoi să încercuiesc varianta corectă sau... Aici, Cristina, sunt, să arătăm și la cameră, când zicem o pătrime, înseamnă să apară, să împărțim în patru părți egale. Patru. Patru părți egale și luăm una. B-ul. Deci A-ul nu este bine. Nu, B-ul da, C-ul da. B-ul da, C-ul da și D-ul... Nu, că părții nu sunt egale. Deci trebuie să ne împărțim în patru părți egale. Da? Deci din figură, să vadă toată lumea. Deci, dragilor, ca să nu mai insistăm, putem să arătăm și pe tablă. Hai să fac și pe tablă, Cristina, ca să înțeleagă tot omul. Deci, e vorba de un triunghi așa și împărțit în patru. Dar împărțit aici una, două, 3, 4 și dacă le ducem așa cum este în manual, așurează numai pe asta. Păi asta nu reprezintă o pătrime. Falsă. Da, fals acolo. Apoi aici este vorba de un pătrat.
pe care îl împărțim în patru și hașurăm pasta. Și asta reprezintă o pătrime, corect? Și apoi... Și ceul este cuvântul? Un parogram, da? Și îl împărțim în patru. Deci, una, două, trei, patru. Să zicem că le-am împărțit în părți egale. Și a hașurat una din ele. Hașurează pasta. Dar atenție, trebuie să fie părțile perfect împărțite. Și a mai fost dat aici un cerc. Da, un cerc. Și l-am împărțit în patru, dar împărțea, așa făcut una, iată așa. Și hașurăm pasta. Nu este corect, pentru că n-a fost în patru părți egale. Dar dacă ar fi fost Cristina așa, cercul ăla să-l împărțim. Uite așa. Deci de doi diametri așa perpendiculari. Și atunci hașuram pe asta. Ce părere avea? Era, reprezenta o pătrime asta? Hașurată? Chiar nu înțeleg ceva de desert. Deci, cercul. Da, te rog. Cercul. Deci, aici, asta este linie ștearsă sau? Am șters-o, am șters-o. Am șters-o și bine am venit cu asta și cu cealaltă, da? Deci am urmărit să împart și perfect. Și asta, observ că este puțin mai mică de față. Ei, pentru că cercul ăsta n-a fost făcut perfect, n-a fost făcut cu mâna. Aaa, ai înțeles? Adică ați făcut așa, ok. Deci, într-un mod, sunt egale. Da, 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 obiectivul meu a fost să fie egale. Atunci, este adevărat. Este adevărat. Pentru că reprezintă doar o singură parte și sunt egale. Și urmează, exact. Deci este o pătrime din ea, da? Aici nu mai este o pătrime, că nu au fost împărțite. Asta nu-i cât asta, nu-i cât asta, nu? Nu. Deci e clar că cea mult asta ar fi cât asta. Da, iar dar asta două nu sunt, astea sunt două, doar egale între ele, nu știu. Nu, deci asta și cu asta nu sunt egale, da, în mod sigur. Și ăsta e motivul pentru care spunem că nu este corect. Bine, hai să vedem. Mai departe. Mai avem trei probleme. Hai, te rog. Dacă ai putea să stai la, și la lecția cealaltă, cu fetița cealaltă un pic. Până vine mama pot, că e la ședința mea de la școală. Nu, este excelent pentru că fetița, vă voi lucra fracții pe ea. Înțelegi de aceea? Și a trecut la fracții? Mai tot trebuie, dar lucrăm cu ea, lucrez fracții, operații cu fracții, deci e, o să vezi așa ce înseamnă să... Ne aduc aminte de chiar să vedem dacă îți aduce aminte de acolo, dar... Sigur, hai să vedem. Găsiți numerele naturale x cu proprietatea că fracția, că fracția 4 pe x este supraunitară și subunitară cu numitorul mai mic decât 9. Deci, 4 supra x este amic supraunitară supra unitară supra unitară. Adică x-ul poate să fie de la 0 până la... Fără 0. Niciodată. De 0. Niciodată. Da. De la 1 până la 3. Până la 3. Deci e vorba de 4 supra 1, 4 supra 2, 4 supra 3. De fapt, 4 supra 1 este 4. Da, 4 supra 2 este 2, 4 supra 3... Așa, 2 și 4 pe 3 rămânem în 3 și 3. Da. Bun. B mic, parcă, mai? Mic. Subunitară cu numitorul mai mic decât 9. Subunitară. Cu numitorul mai mic decât 9. Cu x mai mic ca 9, da? Da. Care sunt acestea? Ca să fie subunitate. 4 la a 4 5-a. Supra. 4 pe 5. 4 pe 5. 4 pe 6. 4 pe 7. Și ultimul 4 pe 8. 4 pe 8. Atât, da? Da, 6. Determinați numerele naturale x pentru care fracția x plus 2 pe 10 este subunitară.
X+12 este unitar, subunitar. Mai mic decât 1. Asta înseamnă subunitare. A, mai mic. Da? Să fie mai mic ca 1. Cât să pun eu ca să fie mai mic ca 1? Dacă punem 6. Dar de ce 6 deodată? Plus 2, 8. Pe 10 e bine, 6 e bine. Dar 0 n-ar fi bine? Ba da. E bine și 0, da? Păi numărul de la 0 până la? Până la 6. 7. 7, da? Ca să fie... 8 deja este. Este egal chiar cu 1, da? Da. Bun. Deci zicem. 2 pe 10. Pentru x egal cu 0, nu? Da. 2 pe 10. Apoi, cât ar trebui? 2 pe 10. De ce pe 10? Păi nu 10 rămas aici. A, da, da, da. 2 pe 10. Când x-ul a fost 1, da? 0, pardon. Pe urmă, când x-ul e 1, 3 pe 10. A, 3 pe 10, 4 pe 10, da. 5 pe 10, da. 6 pe 10. 7 pe 10. 8 pe 10. 8 pe 10. Și 9 pe 10. Adică x ia valori de la 0 până la 7. Da. X ia valori de la 0 și 0 și egal cu 0, da, până la 7. Foarte. Și mai am ultima. Arătați că 2 la 2 supra 3. Arătați. 2 supra 3. Că 2 supra 3. 2 la 3 asupra 3 la 2. 2 la 3 asupra 3 la 2. 2 la 4 asupra 3 la 3. 3 la 3. 2 la 5 asupra 3 la 4 și 2 la 6 asupra 3 la 5 sunt subunitare. Sunt subunitare. Cum se face, Maria? Că toate astea la un loc sunt... Nu, nu, fiecare în parte. Mai întâi, 2 pe 3. 2 pe 3 este subunitar? Subunitar, nu. Cum? Nu-i mai mare numitorul? A, bă, da. Este, este pentru că... Pentru că 3, spune în paranteză, 3 mai mare decât 2. Deci asta de jos e mai mult decât 2 la 3 supra 3 la 2 este egal cu calculăm. A, calculăm 2 la 3. Așa, care face cât? 8. 8. Supra 9. Da. Deci este adevărată. Adevărată și motivăm de ce. Deoarece 9 este mai mare decât 8. Așa. Cum? Apoi. 2 la 4 face supra 3 la 3. 2 la 4 face 2 ori 2, 16. Da. Iar 3 la 3, 27. 16 este? Față de 27. Așa, 27 e mai mare, sau 16 mai mic. Da. Putem zice 27, deci mai mare decât... Este adevărat, deoarece 27 este mai mare decât 16. Apoi. 2 la 5, supra 3 la 4. 2 la 5 a 32 față de 3 la 4 care dă 81. Deci și aceasta este adevărată, deoarece 81 este mai mare decât 32 și a rămas 2 la 6 supra 3 la 5 care dă 64 supra 3 la 5. 2 la 5. 2 la 5 adică 3. 3. 2 la 4 fac 16, nu? Da. Și 2 la 5 e 32, e făcut deja. 3 la 5, nu 2 la 5, e 3. Așa, dar 2 la 3 la a 5 asta, dar 2 la 6 cât ai zis? 64. Păi da, dar acum e 3 la 5, e 2 la 6
Supra 3 la 5, s-a făcut 64, supra 3 2 la 6, supra 3 la 5, înseamnă 64, supra 81 ori 3. Ah, imediat. 81 care a fost 3 la 4 și ori 3. Deci vine 243. Da, da. 243. Și este și asta. Pentru că motivează, în paranteză, 243. Este adevărat că 243 este mult mai mare decât 64. Și cu asta am arătat că, într-adevăr, e adevărat, nu? Adică... Și atât, atât. Atât, atât. E, hai să mai facem câteva. Hai să mai facem câteva exerciții. Să zicem... Găsește-mi tu toate valorile lui X, astfel încât 9 supra X plus 1 să aparține numerelor naturale. Deci după ce numerelor naturale. Deci pe ce X să fie jos, încât după ce îl înlocuiești, să-ți dea număr natural. Păi număr natural? Sunt 0, 1, 2, 3, 4, asta. Adică 9 să se împarte exact. Am o idee. Să vedem. E 0 plus 1. Așa, deci X o să fie 0, da? Deci pentru X egal cu 0, pentru X egal cu 0, rezultă fracția arată așa, 9 supra 0 plus 1, adică 9 supra 1, care face 9. Și ăsta e număr natural. Da. Și înseamnă că X egal cu 0 e bun. Da. Mergem mai departe. Pentru X egal cu... 1. 1. Ce se întâmplă? Rezultă că 9 supra... 2 nu e bun. 1 și cu 1, 2. Da? 2? 3. 2 plus 1. A, X egal cu 1 îți place, nu? Deci, X-ul să fie 2. Da. 2. Pentru că 2 plus 1 e bani, 9 supra 3, care face 3 și ăsta este număr natural. Apoi, numai alt X. Decât el însuși. Ia să mai vedem. El însuși? Da. Adică tu întrebi divizorii, nu? Da. A lui X plus 1. Și care sunt divizorii? Ai zis 1? 1? Eu nu fac 0, ai zis? Că te-ai interesat de divizorii. Da. Divizorii lui 9 sunt 1, 3, 1 ai vrut să ai, 3 și el însuși. Și el însuși. Și atunci 8 ar veni, da? Da. Deci pentru X egal cu 8, rezultă că 9 supra 8 plus 1 egal cu 9 pe 9, 1, și ăsta este număr natural. Da?
Și acasă să te gândești la 243 supra 5x plus 1 să fie număr natural. Care sunt numerele? Care sunt numerele? Pentru care 243 supra 5x plus 1 este număr natural. Sintezore. Da, sintezore să facem. Sinteza. Ore. Ore. Aici am făcut... Am făcut fracții subunitare, echiunitare și supraunitare. Cred că am făcut mai întâi probleme. Da, probleme. Care se rezolvă cu fracții. Da, probleme care se rezolvă cu fracții. 1, 2. Pe urmă am făcut fracții, nu? Fracții. Probleme. Tipuri de fracții. Și atât. Destul de puțin. Spuneam dacă ai rămâne să vezi ce facem cu Cristina. Cu... A, te grăbești, nu? Nu, eu nu. Ai vrut să rămâi un pic? Ai rămâi un piculeț să zice un joc. Uite tu, uite la domn profesor. Mi-e indiferent. Păi, mami, indiferent, ție indiferent, înseamnă că e perfect. Să vadă că cu clasa a patra, ea din clasa a patra, lucrăm fracții la așa, ca și cum am fi terminat clasa a șasea. Da, așa da. De înainte. Da, da, da. Facem o demonstrație? Da. Hai, că sunt să-ți faceți caietelul. Rămâi și tu să vezi așa cum... Hai. Da. Și facem modul de exercițiu pe care îl face. Așa, numai.